Primarul din S-Nicolau Mare are în demarare un proiect de reabilitare termică a blocurilor. Investiția este suportată integral cu ajutorul fondurilor europene. Suma alocată acestui proiect este de peste 13 milioane de euro. Aproape toate blocurile din oraș sunt incluse în acest proiect de reabilitare. Programul are mai multe obiective principale, precum repararea acoperișurilor, anveloparea blocurilor și închiderea balcoanelor cu geamuri termopan. Noi plătim chirie lună de lună pentru acea locație, iar cu ajutorul fondurilor europene și cu construcția cele grădinițe, practic, în afară de faptul că toți copiii își vor desfășura activitatea într-o clădire nouă, practic scăpăm și de chiria pe care trebuia să o plătim și o plătim de foarte mulți ani până acum. Pe de altă parte, un alt proiect foarte important care a început și care va fi cu un impact major la nivelul orașului este vorba de reabilitarea termică a blocurilor. Noi am început acest proiect în urmă cu 2 ani de zile. Astăzi, când discutăm, avem semnat contractul de finanțare. Vorbim de peste 13 milioane de euro. Practic, aproape toate scările de bloc, toate blocurile din oraș intră în acest proces de reabilitare. Spun aproape pentru că există câteva blocuri care au fost reabilitate în urmă cu 10 ani de zile prin acel program în parteneria cu Ministerul Dezvoltării, unde guvernul, ministerul punea 50%, 30% bugetul local, 20% cetățenii, acele scări de bloc nu intră în acest program și nu intră în acest program scările care și-au reabilitat cetățenii singuri, mai mult de 30% din bloc. Ceea ce este frumos la acest program este că în programul de reabilitare se începe cu acoperișul, acolo unde este acoperiș de țiglă, vine țigla înlocuită și lemnul acoperiș nou, acolo unde avem acoperiș tip mansardă, se izolează cu un strat de polistiren de 20 de centimetri grosime și cu membrană. Anveloparea blocurilor se face cu polistiren de 15 centimetri grosime, iar unde sunt grinzi de beton suplimentar se izolează cu vată minerală bazaltică. Toate balcoanele vin închise cu termopan, acolo unde sunt închise și materialele folosite sunt din tipul celălalt, acele materiale vechi, practic cu cornir metalic și cu sticlă normală, vin date jos și înlocuite cu termopan. Toate ferestrele exterioare, chiar dacă discutăm de locuințe private și sunt din lemn sau din alt material decât termopan, vin înlocuite. Casa scării, intrarea la casa scării vine înlocuită cu uși de termopan care să izoleze termic casa scării. În casa scării se schimbă iluminatul, practic trece la iluminat cu LED cu consum redus și se vor pune panouri fotovoltaice sus pe bloc. Partea de pivniță la parter, la fel, vine izolată de jos dinspre pivniță. Conducerea primăriei orașului S-Nicolau Mare este foarte mulțumită de reușita sa de a atrage aceste fonduri în folosul comunității.